apar foto după mărțișoare încă de la primele ore ale dimineții. Bărbații au fost în căutare de flori pentru femeile din viața lor. Încă de ieri vânzările au explodat, iar comercianții își freacă mâinile de bucurie. Doamnele și domnișoarele au fost copleșite astăzi de atenția bărbaților. Bărbații nu au ratat ocazia de 1 martie de a-și arăta prețuirea pentru doamnele și domnișoarele din viața lor. Cumpărătorii spun că prețurile sunt accesibile. Domnișoar? Pentru cine? Pentru soție, pentru colegii la servici. Pentru cine? Doamna mea contabilă, iubită și atât. Credeți că o să le încânte atențiile din partea dumneavoastră de 1 martie? Cred că da. La mărțișoare pentru colegi, pe afară. În ultima zi, știu că e cam târziu, dar totuși venirăm să ne uităm. Sure. Pentru cine? Pentru o nepoată, pentru noră. Cum vi se par prețurile? Accesibile. V-ați alocat un buget pentru mărțișoarele de 1 martie? Nu. Instantaneu. Comercianții s-au lăudat cu vânzările făcute, însă astăzi profitul a fost mai mic comparativ cu ziua de ieri. Cele mai vândute produse au fost broșele. E slab astăzi față de ieri. Însă mai sunt oameni care nu au apucat să cumpere, oameni care intră la servici după amiază și mai cumpără. Ce s-a cumpărat cel mai mult? Broșele pentru doamne și domnișoare. Ziua de 1 martie marchează începutul primăverii calendaristice.